vârstă de 65 ani, a fost reținut de ofițerii de investigație, Inspectoratului de Poliție Botanică, a Direcției de Poliție a Municipiului Chișinău, după ce au obținut informații operative, precum că bărbatul deține arme de foc fără autorizațiile corespunzătoare. În cadrul acțiunilor speciale de investigație, polițiștii au constatat că bărbatul intenționa să le vândă la un preț de peste 50.000 de lei. Arsenalul de arme era camuflat în portbagaj și se deplasa prin municipiul Chișinău. Respectiv, el a fost localizat în automobil parcat pe bulevardul Dacia din sectorul Botanică, unde au fost desfășurate percheziții autorizate de depistare și ridicare a armelor păstrate ilegal. Polițiștii au sigilat și ridicat două arme cu țeava ghentuită, o armă de foc modificată artizanal și patru pistoale de modelele Beretta și Vapor. La fața locului, armele au fost împachetate corespunzător și expediate Centrului Tehnico-Criminalist și Expertize Judiciare a NGP pentru a fi expertizate în condiții de laborator. Totodată, polițiștii urmează să acumuleze informații pentru a stabili originea și proveniența armelor de foc, precum și alți complici la tentativa de punere în circulație ilegală a armelor de foc. În context, a fost pornită o cauză penală pentru păstrarea, purtarea și comercializarea ilegală a armelor de foc și muniților, care prevede amendă în mărime de la 6.000 de lei până la 12.000 de lei, muncă neremunerată de la 180 de ore la 240 de ore sau închisoare de până la 3 ani. Poliția Capitalei reamintește, persoana care a predat benevol armă de foc sau munițiile pe care le deținea fără autorizația corespunzătoare, este eliberată de răspundere penală.